Hogan, unde ești născută în România? Da. Să ne spui și să ne faci o scurtă prezentare. Unde te-ai născut? Când ai ajuns la Milano? Cum a fost adaptarea și iată, ai reușit să te bucuri de succes în Italia, ceea ce nu e chiar simplu. Hai să începem cu începutul. Începutul. M-am născut la București, am venit în Italia în 85. Foarte mult, deci trăiesc la Milano de mult timp. Am venit cu părinții, eram mică. Mi-am amintesc că ninja anul ăla când am venit, mă rog, eram foarte legată de bunici, dar am venit, am decis să venim în Italia și de mulți ani lucrez la Milano. Da. De ce și-au dorit părinții să plece? Că vorbim totuși de anii 85. Da, de anii 85. Mătușa mea de la Reggio Emilia s-a căsătorit cu un italian și atunci și părinții au avut probleme în timpul comunismului și au decis să vină în Italia, că poate era mai simplu pentru noi. După 4 ani de încercări ne-au dat pașaportul și am reușit și noi să venim în Italia. Da. De aici, de la un copil român ajuns în Italia până la succesul și hai să vorbim cum a fost școala, studiile tale și cariera în modeling și în televiziune. Da. Școala am făcut Istituto Commerciale în Italia, la Milano, cu 60-60, care e maximul dei voti și am început să lucrez ca model, am lucrat cu Armani, am defilat cu Crizia în Piața di Spagna, o piață splendidă cu Fürstenberg și după aia am lucrat în televiziune cu Gerry Scotti, care e foarte, foarte cunoscut, foarte popular în Italia, este foarte amabil, un mare prezentator, și cu Massimo Boldi în filme cu De Sica care au ieșit în Italia, da. Despre ce posturi de televiziune italiene vorbim și hai să numim și un film. Filmul care l-am făcut a fost Natale sul Nilo, care a mers foarte bine, am stat în Egipt, în fața piramidelor, a fost splendidă și ca experiență, că eu sunt foarte bun actor, Massimo Boldi, Cristian De Sica. Și am avut multă experiență și ca prezentatoare în Italia, în diverse evenimente culturale, diverse concerte și de la Conservatoriu de la Milano, care o să prezint și anul ăsta din octombrie, începem din nou sezonul simfonic cu concerte, deci... Bun, de la cariera de model, de la cariera de om de televiziune, da. L-a tradus o carte. L-a tradus o carte. O carte de benzi desenate. Da, da, da. L-am cunoscut pe autorul francez, Jean-Pierre Diric, cu Archimboldo Global Communications și am văzut cărțile lui, le-am prezentat de mai multe ori și în Italia și în alte țări, în Europa, în Cehia, în Croația și mi-a plăcut foarte mult ideea care a avut-o să schimbe rolurile între om și animal. Adică dacă noi am fi de partea cealaltă alesei, ca să învețe pe noile generații, să învețe pe cei mici să respecte animalele. Deci este, mi se pare, o chestie foarte de mare actualitate. Mi-a plăcut ideea și m-am lansat în aventura de a traduce. Am tradus-o din franceză. Am văzut că nu e simplu, fiindcă totuși este și o adaptare. Deci, fiind de benzi destinate, mi-a lăsat mult spațiu și la fantazie, la ideile care puteam să le pun și de la mine. Da. Abia aștept să o prezint la copiii din România, fiindcă sunt foarte curioasă și emoționată să fiu din nou la București după mulți ani, că m-am întors numai acum câțiva ani cu Why Not, lucram cu o agenție, am venit la Teatrul Național, am făcut o mare prezentare și o să venim peste o lună, deci o să fie interesant să vorbesc cu cei mici. Câți ani cititorii tăi, da. De la cât la cât, să spunem? De la, să zicem, de la 5 la, cine știe, pentru toți, de la 5 la 15, 20. Și poate chiar și la, și poate și la cei mari. Și la cei mari poate să le citească la copii, deci e pentru toți, de fapt. Bun. După ce ar termina această carte, ce ar trebui să învețe? Pentru că mi se pare foarte interesant ideea autorului. Cu ce ar trebui să rămână? Adică cu ce le schimbă viața lor și părinților această carte? Da, animalele ne dau atât de multe bucurii în fiecare zi. Adică când cine are un câine, cine are o pisică, își dă seama de ce companie țin. Deci se întâmplă multe chestii și neplăcute și în Italia. Persoanele care abandonează câinii, care pleacă în vacanță și își lasă acolo în mijlocul străzii. Deci ca să fim mai atenți, să îi respectăm cu toate exigențele lor, să avem grijă de ei, cum ei sunt buni cu noi, să fim și noi respectoși pentru viitor. Da. E o carte care până la urmă te învață sau te reînvață bunătatea? Da, te învață bunătatea și te învață respectul, fiindcă sunt aventurile lui Fido,
care, ajutat de personajul Ulpița, are diverse misiuni. Deci, ideea este de a inversa rolurile între om și animal. Ce limbi străine vorbești tu, Diana? Eu vorbesc italiană, franceză și engleză. Da, da, da. Da, da. Mulțumesc foarte mult. Mare plăcere. Care este mesajul pentru telespectatorii noștri? Pentru că mi-ai mărturisit că domnul Ierugan, iată acum îmi dau seama, da, 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 tatăl tău a avut o perioadă când intervenea la dezbaterile istorice, la polemici necesare, se chema acea emisiune. Da, da, da. Tata e foarte pasionat și de situația normală de România, iubește foarte mult țara, deci participă când poate, a sunat și a participat și în cursul transmisiilor și despre probleme de actualitate despre România, cum noi de mulți ani ne trăim în Italia, dar ne uităm des și la televiziunea international, deci... Ce le transmiți românilor răspândiți peste tot în lumea asta? Să iubească România!